trecem printr-o perioadă foarte dificilă, trebuie să ascultăm ceea ce spun autoritățile, trebuie să nu ne panicăm în primul rând și să luăm lucrurile ca atare. E o situație foarte dificilă pentru noi fermierii și pentru toată lumea, toți oamenii din România, pentru că nu este o situație numai la noi în țară, ci este o situație la nivel mondial în ceea ce se întâmplă la ora actuală.